În primul rând, doamna președinte, noi vă mulțumim pentru evenimentul de astăzi și sincere felicitări tuturor celor care au participat la organizarea evenimentului și vreau să vă spun că a fost destul de impresionant chiar începutul evenimentului cu această performanță deosebită a imnului de stat. Și la fel foarte, foarte interesantă de altfel și prezentarea a tot ceea ce înseamnă activitatea Comisiei Electorale Centrale de-a lungul timpului și, bineînțeles, a rezultatelor obținute. Îmi face o deosebită plăcere să vă adresez sincere felicitări cu prilejul aniversării a 20 de ani de la, în primul rând, adoptarea codului electoral și constituirea astfel a Comisiei Electorale Centrale cu statut de autoritate permanentă. În această perioadă, Comisia Electorală Centrală a înregistrat progrese constante în identificarea unei instituții independente, echidistante, transparente și profesioniste. Aceasta asigură un cadru electoral accesibil pentru toți cetățenii, precum și un tratament egal tuturor concurenților electorali. Comisia Electorală Centrală a reușit să se afirme ca unul din promotorii activi ai drepturilor omului și egalității de gen. Dezagregarea pe care o efectuați după scrutin pe criterii de vârstă și de gen ne permite să înțelegem mai bine aspirațiile alegătorilor și structura clasei politice. Prioritatea noastră comună este să oferim cetățenilor condiții pentru exercitarea dreptului constituțional de a alege și a fi aleși în scrutinile libere și corecte, pentru asigurarea unui proces electoral modern cu rezultate credibile. Și este important să fie dezvoltat în continuare capacitățile Comisiei Electorale Centrale în controlul finanțării partidelor politice și a actorilor electorali. Ați reușit în premieră pentru Moldova crearea unui hub regional pentru instituirea funcționarilor electorali și promovarea democrației participative. Prin eforturile conjugale ale Comisiei Electorale Centrale și a Centrului de Instituire Continuă în domeniul electoral, a fost lansat programul de masterat în management politic și electoral. De asemenea, ați reușit crearea Asociației Internaționale a Femeilor în Management Electoral, o entitate nouă căreia îi urăm succes la întrunirile care urmează. Performanțele obținute de autoritatea electorală în ultimele două decenii sunt certificate prin includerea Comisiei Electorale Centrale în Sistemul Integrat de Management a Calității și Securității Informației, tot ceea ce înseamnă ISO-uri și la calitate. Politicile inclusive promovate de CEC sporesc gradul de implicare a alegătorilor în viața politică a țării, dovadă fiind numărul mare de alegători care vin la urne conștienți de importanța votului. Este de remarcat efortul întreprins de dumneavoastră, de colegi, pentru protecția datelor caracter personal, prin implementarea și dezvoltarea unei soluții tehnice foarte bune, precum a fost și prezentat. Stimați colegi, Comisia Electorală Centrală rămâne unul din elementele definitorii pentru parcursul democratic al țării, precum și pentru păstrarea succesiunii pașnice a puterii și menținerea stabilității în țară. Am fost impresionat, doamna președinte, și de cele 20 de istorioare pe care le-ați expus acolo în hol și, apropo, cine nu a reușit să le vadă, e chiar de remarcat. Și e de remarcat dacă ne mai gândim și la alte cifre care chiar sunt impresionante. Și săptămâna trecută am avut ocazie să discutăm, dar și astăzi puțin ne-am adus unele cifre care impresionează. Comisia Electorală Centrală, în anumite perioade de timp, are peste 22.000 de angajați, aș spune, toate persoanele care sunt implicate în campania electorală, care presupune un anumit management. Deci am putea să spunem că Comisia Electorală Centrală este cel mai mare angajator din această țară. Bate recordurile probabil în toate și nu mai există instituții care să aibă atât de mulți colaboratori. Este impresionant și ceea ce se întâmplă pe lângă desfășurarea alegerilor ca atare, dar o spunem nu noi, o spun foarte mulți care ne vizitează țara și mai ales care sunt observatori în cursul alegerilor, cât de repede și cât de calitativ sunt procesate rezultatele alegerilor. Și noi toți vedem de la exercițiu la exercițiu electoral că în câteva ore deja este clară care este tendința pentru unele alegeri ce ține de rezultatele alegerilor și, de fapt, ultimele alegeri, cele prezidențiale din noiembrie de anul trecut, ne arată, de fapt, că în 2-3 ore, deja până la ora 11 sau până la miezul nopții, deja era clar care erau rezultatele.
Impresionează cum lucrează Comisia Electorală Centrală, ne impresionează tehnologiile folosite și pentru tot ceea ce ați reușit dumneavoastră, doamna președinte, dar și întregii echipe a Comisiei Electorală Centrală pe parcursul anilor, tuturor celor care au contribuit, le aducem mulțumiri și aprecieri.